seara, doamnelor și domnilor, bun găsit și în această seară de 11 septembrie 2007 la frumoasa noastră emisiune. Vreau să încep așa, acum 16 ani de zile veneam de la București până la ora 15:30-16 și în mașină ascultam Radio România Actualități când la un moment dat s-a întrerupt emisia și breaking news, am aflat pe drum, în aproape în timp real, despre atacurile de la 11 septembrie ale teroriștilor din Statele Unite, cele 5 atacuri, cele dobrurile a gemenilor din New York, Pentagonul și alte atacuri care s-au produs atunci. Eu cred că acela a fost un moment de cotitură din viața planetei noastre, toate lucrurile după aceea s-au schimbat. Mie nu venea să cred ce am auzit la radio. Am mai mutat postul să văd dacă e adevărat. Până la urmă, într-o jumătate de oră, m-am oprit la Pitești și am constatat că, de fapt, lucrurile sunt reale. Au apărut pe toate canalele de televiziune știri referitoare la atacurile teroriștilor de atunci. Spun toate treburile acestea pentru că de atunci lumea s-a schimbat. Noi ne-am schimbat, mentalitățile s-au schimbat și iată, după 16 ani de zile, astăzi, 11 septembrie 2017, la nivel național, a început școala, doamnelor și domnilor. Dacă nu știți, vă spun eu, dar pentru acest eveniment special, aproape unic pentru fiecare dintre familiile românilor, le-am invitat pe doamnele din conducerea Colegiului Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani și le mulțumesc că au acceptat cu mare plăcere această invitație și o salut pe doamna Camelia Paraschiv, directorul Colegiului. Să rămână, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna director adjunct Obogeanu Gina, specialistă, să rămână, bine ați venit și noastră, specialistă pe probleme de informatică. Doamna director este cadru tehnic, specialități tehnice și în ultimul rând pe doamna Marița Mihaela, director adjunct, să rămână, bine ați venit, specialistă în chimie. Știți, mi-amintesc că e o mare plăcere pentru mine ca să fim în această formație, în această seară, pentru că eu mi-amintesc de anii de liceu pe care am petrecut la Liceul de Cultură Generală, de pe vremea aceea vecin cu liceul dumneavoastră sau colegiul dumneavoastră. Și în anii, deci în clasa 10-a și a 11-a, am învățat foarte bine la chimie. Și am participat la olimpiade și am avut rezultate foarte bune și eu vreau într-un fel așa chimie industrială, știu ce, dar vremurile au făcut în așa fel încât în clasa 12-a să-mi schimb radical orientările și până la urmă am dat admitere la Institutul de Mine din Petroșani de pe vremea respectivă pe care l-am absolvit 5 ani mai târziu. Doamnelor, cum a fost prima zi de școală? Am auzit foarte multe despre această primă zi de școală la nivel național. Președintele a fost prezent undeva, prima doamnă a fost la Sibiu, că nu așa e profesoară, Dragnea și cu premierul României n-au vrut să spună unde încep școala pentru ca să fie o surpriză. Victor Ponta, bineînțeles, a fost la Târgu Jiu, acolo unde e fieful lui electoral. Pe aici, prin Valea Jiului, au fost prezenți unii și alții pe la tot felul de festivități din acestea de deschidere anului școlar. La dumneavoastră, cum a fost? Deci astăzi, la noi în oraș, anul școlar s-a deschis în parcul Carol Schlatter, unde au fost invitați toate cadrele didactice și toți elevii și oficialități. După ce s-a făcut deschiderea, fiecare școală a plecat la sediile lor și acolo și-au preluat clasele și au avut loc lecțiile de dirigenție. Deci, la nivelul colegiului, după ce s-a făcut sindrofia aia din parcul Carol Schlatter, ați mai avut o reuniune așa cu toții? Am avut chiar Consiliul Profesoral și apoi Consiliul de Administrație, după întâlnirea cu elevii. Și cum a fost prima reîntâlnire, prima zi de școală, reîntâlnirea cu elevii? Pentru că, iată, a trecut un an, acum toți elevii sunt mai mari cu un an.
Cei mai nerăbdători au fost elevii din clasele a noua, care erau curioși în legătură cu dirigintele, cu sălile de clasă, cu manualele. Deci, bobocii. Bobocii. Da. Dar eu știu că dumneavoastră aveți mult mai multe categorii de boboci cumva. Aveți boboci de grădiniță, boboci de clasa întâi. Da, noi suntem un colegiu. Școlarizăm de la învățământul preșcolar până la învățământul pozlițial și de maestri. Deci avem toate tipurile. Și aș mai putea completa chiar și pentru a doua șansă. Deci, oameni maturi care n-au reușit să facă școală atunci când a fost vremea lor, pot să-și completeze acum studiile. La seral? Deci, nu la seral, în regim a doua șansă. Deci dacă au, explicați-mi, vă rog. Dacă au depășit 14 ani și n-au făcut nici clasa întâi, deci nu au fost la școală niciodată, pot să înceapă să facă clasa întâi acum, la școala generală. Da, dacă omul 2, care a depășit 14 ani și are vreo 40 acum. Da. Nu contează vârsta. Face clasa întâi. Face clasa întâi și poate să continue. Dacă, de exemplu, a făcut decât 4 clase, continuă de la clasa 5-a. Bun, dar orele se țin după masă. Da, după masă, da. Și adică e un fel de seral, așa cum era pe vremea. Da, da. Se numește a doua șansă. A doua șansă. Dar aceste forme de școlarizare a doua șansă sunt plătite de către cei care eventual apelează la astfel de... Nu, de stat, de asta este a doua șansă. Statul îți dă a doua șansă să îți urmezi școala. Și avem cereri în fiecare an pentru toate nivelele, de la clasa 1 până la clasa 10 echivalent învățământ inferior. Bun, sunt curios acum, m-ați făcut curios, o clasă a doua șansă, cam câți elevi are? Între 12 și 16. 15 și 16 maxim elevi, da. Și aveți clase din astea ocupate? Pe fiecare nivel. Avem 9 clase de a doua șansă. 9? 9. Clasa 1 până într-a 9. Da, învățământ primar și învățământ secundar. Chiar așa mulți oameni care au abandonat școala la un moment dat? Da, foarte mulți. Avem cereri în fiecare an. Și cum explicați dumneavoastră această lipsă de interes a tinerilor? Pentru că dați niște cifre pe care eu, sincer să fiu, nici nu le bănuiam măcar. Adică să ai 9 clase, ori 15, aproape 10, aproape 150 de elevi care nu și-au terminat școala la timp, care au abandonat pur și simplu învățământul atunci când trebuia să-l facă. Cum vă explicați această situație? Datorită situației materiale nu au avut posibilitate, deci provin din medii defavorizate. Și să nu uităm că avem școala 2 care este în colonie, care este o zonă... De acolo provin majoritatea, din colonie. Și la școala 2, școala generală numărul 2, ce fel de cursuri organizați acum? Acolo avem de la grădiniță până la clasa 8, da. Și învățământul a doua șansă tot în clădirea școlii gimnaziale numărul 2. Da, ați făcut ceva eforturi pentru ca să reușiți ca din școala numărul 2 să faceți ceva, nu? Sau cum? Da, și acum... Și facem în continuare eforturi, să știți, că vrem să reabilităm puțin renumele școlii. Și inclusiv cu ajutorul cadrelor didactice, până în momentul în care să fie unită cu colegiul tehnic, aveau cadre didactice netitulare, în proporție de 80%. În fiecare an, copiii aceia aveau alți profesori la clasă. După unirea cu colegiul tehnic, deja s-a schimbat situația, se păstrează un anumit grup de cadre didactice, au o altă continuitate elevii, eu cred că este un ciclu 2, cum ar veni diriginții și profesorii s-au stabilizat. Da, s-au stabilizat, fiindcă sunt profesorii de la colegiul tehnic. Care cei au de aici acolo trebuie să meargă și acolo, da, că da, vor, că nu vor. Majoritatea au catedra și pe școala 2 și pe colegiu. Da. Bun. V-ați întâlnit cu elevii. Ați făcut consiliul profesoral. În consiliul acesta, în acest prim consiliu profesoral, despre ce ați discutat? Dacă nu e cumva un mare secret. Nu este secret. Am aprobat toate documentele de început de an școlar. Și anume? Am aprobat orarul, încadrări, orar, da. Serviciu pe școală și toate problemele. Vreau să vă întreb, aveți autorizație
de funcționare la incendiu de la ISU? Avem noi la ISU, nu, că ISU, liceul este construit mai vechi și nu are nevoie de autorizație. De cum la are nevoie? Deci noi nu avem probleme cu ISU, la școala 2 avem probleme pentru că grădinița funcționează în clădirea școlii generale. În anul acesta s-a terminat grădinița nouă, sperăm ca anul viitor să mutăm grupele de grădiniță. Mai trebuie puțin amenajat în interior și... Și nu puteți anul ăsta? Anul ăsta calendaristic nu, dar după ianuarie, februarie sperăm să putem intra. Și ziceți că nu aveți nevoie de autorizație ISU la liceu? Nu, ne vin în fiecare an controlele ISU. Deci... Nu, dar vedeți, la nivel național, toată presa cea vestită a României spune că, domne, 20% din clădirile în care a început astăzi noul an școlar sunt autorizate ISU, restul n-au autorizație, din vari motive. Și de-aia v-am întrebat, că sunt curios la dumneavoastră cum... De autorizația sanitară, cred că este vorba. Una-i sanitară, cu WC-urile, cu latrinele, cu nu știu ce, apropo, la școala numărul 2 aveți WC-uri. Da, da, totul este. Grup sanitar, ca lume. Da, totul este în regulă. Și la grădiniță? La grădinița nouă, deci aia veche, da, aia veche. La cea veche nu mai există, a fost pe strada Dacia și de aceea s-a desfințat și am adus copiii la școala gimnazială. Și toată lumea 2. La școală. Da. Dar și cei acolo mici nu sunt la parter și cei mari la etaj. Înțeles. Deci, ca să clarificăm, cu incendiu, cu pompieri, știți, copiii cum îs, mai fumează în WC-uri, mai pune problema. Nu mai fumează, nu fumează. Mai fumează. Nu, deci avem controle de la jandarmerie și chiar am avut cazuri de amendă. Păi și cum fac? Ies afară sau când pleacă de la ore sau cum fac? Mai fug prin cimitir. Prin cimitir. Da. Da. Ce mai puteți să spuneți despre Consiliul administrativ sau... De administrație. Acolo sunt și părinții. Ce au spus părinții? Sau ce... Deci părinții ne sprijină. Din acest an o să avem un reprezentant și din partea Consiliului Județean, deoarece avem clase de învățământ profesional special și atunci un loc în Consiliul de Administrație va fi ocupat de un reprezentant al Consiliului Județean, un reprezentant al domnului primar și un reprezentant al Consiliului Local. Bun, și ați spus că aveți clase speciale cu învățământ special. Ce înseamnă asta? Noi preluăm elevii cu cerințe educaționale speciale de la școala gimnazială numărul 2. Numărul 1, scuze. Și îi școlarizăm... Adică pe limba română a mea. Copii cu probleme. Handicapați. Nu se mai spune așa. Au certificat de orientare școlară. Da. Avem 4 clase. Faceți-mă și pe mine să înțeleg, cu sindrom Down, autist sau cum? Avem un singur elev autist cu sindrom Down. Cu dificultăți de învățare. Deci cei care au dificultăți mari de învățare. Da. Și acolo sunt, știu eu, metode de predare specifice. Sunt mai puțin în clasă, da? Toți profesorii care predau la clasă au între un curs și 12 special făcut pentru a putea preda la aceste clase și, da, fiind mai puțin în clasă, sunt mai ușor de gestionat, mai ușor de lucrat cu ei. Și cu mai puțin, adică una e să lucrez cu 30 de elevi și alta e să lucrez cu 8. Da. Acolo stim mai mult fiecăruia dintre ei. Corect. Da. Și metodele sunt diferite. Da. Și modul de lucru diferit. Și nivelul la care se lucrează este diferit. Sunt preponderente orele de pregătire practică față de cele teoretice, vorbi la partea tehnică, cea legată de meserie, fiind școală profesională. Da. Vedeți dumneavoastră, acum mulți ani de zile, în România se punea un accent deosebit pe aceste școli de arte și meserii, școli profesionale. După un anumit timp au venit tot felul de mari specialiști în organizarea învățământului românesc și s-au desființat aceste școli profesionale. Din păcate. Din păcate. Și la ora asta constatăm cu surprindere, toți politicienii de dimineață până seară constată cu foarte mare surprindere că nu mai are cine să lucreze în țara asta.
Adică toată lumea are diplomă de facultate, sunt facultăți de doctor, facultăți de ingineri, facultăți de doctor ingineri, toată lumea vrea hârtie. Dar când un antreprenor vrea să, știu eu, să construiască un drum sau să lucreze la o construcție civilă, nu găsește zugrav, tâmplari, zidari, mozaicari, faianțări și alte meserii de genul acesta. Cum vedeți dumneavoastră această lipsă a învățământului din ultimii 10-15 ani de zile și cum s-ar putea, sau ce măsuri ar trebui luate pentru ca această gravă deficiență a învățământului românesc cumva să fie atenuată într-un timp scurt și până la urmă deficiența să fie eliminată complet, astfel încât învățământul să fie racordat așa cumva la piața muncii? Noi suntem foarte deschiși la piața muncii. De exemplu, dacă ar fi un investitor care ne-ar cere să le pregătim copii într-un anumit profil, putem să ne autorizăm și apoi să ne acredităm în acel profil ca să ne adaptăm. Eu vă întreb altfel. Nu vreau să vă menajez în seara asta, deși mi-ar place să discutăm așa mai festiv, mai eu știu ce, dar profit de ocazie și vă întreb altfel. Bun. Investitorul e leneș, nu îl interesează, nu se duce la școală să, doamnă știți, mi-ar trebui 100 de cizmari sau mi-ar trebui 50 de confecționeri sau habar n-am ce meserii. Dar dumneavoastră, colegiu, ați întreprins anumite măsuri ca să veniți dumneavoastră în întâmpinarea nevoilor acestei piețe a muncii. Nu știu dacă m-ați înțeles. Da, când cerem planul de școlarizare, tot timpul avem nevoie de acordul agenților economici. Adică avem solicitări și mergem la agenți și facem întrebăm un anumit... De ce anume au nevoie și facem necesar. Sunt foarte curios așa să spune și mie, pentru planul de școlarizare din anul acesta, ce agenți economici au fost contactați? Pentru că eu vreau să vă spun după aia un lucru foarte interesant. Există un site, vedeți și eu cu informatica, cu astea, un site care are un clasament pe toate județele în legătură cu agenții economici, cele mai profitabile firme, firmele cu cei mai mulți angajați, firmele cu, nu știu, trei criterii de genul acesta. În pauza de publicitate o să o caut și o să vă spun despre site-ul ăsta. Dar stau și mă gândesc așa. Cel mai mare angajator la nivelul județului Hunedoara este firma CNH. Celebra firmă CNH. Adică Complexul Energetic Hunedoara. Adică Struțo Cămila. Cea mai profitabilă firmă din județul Hunedoara este o firmă de HS care are 500 de angajați. Deci aia e profitabilă. Asta la altă firmă este cea mai neprofitabilă, care generează cele mai mari pierderi. Cum faceți de întrebați pe agenții ăștia economici? Noi avem parteneriate cu agenții economici și cea mai mare cerere, să știți că este pe domeniul de mecanici auto. Și din partea agenților, da, și din partea agenților și din partea elevilor, acolo este cea mai mare cerere. Foarte mulți elevi care urmează cursurile colegiului dumneavoastră, presupun eu așa, nu știu dacă e adevărat, dar presupun că aleg această meserie de mecanici auto în speranța unui job în afara țării. Nu neapărat. Sunt și angajatori care au angajat în momentul în care au terminat școala. În serviciurile din Petroșani sunt aici, mulți absolvenți de-ai noștri. Pleacă și în orașele mai mari și își găsesc joburi. Deci dacă nu își găsesc aici, ei pleacă. Și această meserie de mecanici auto este, dumneavoastră, școlarizați la nivel de... Învățământ profesional, de 3 ani. Învățământ profesional. Da. Toată deci, practica 8 ani, se face la agenții economici, în serviciuri. În serviciurile? Da. Orele de conducere se fac pe mașina școlii. Avem instructor gratuit, da? Cu benzina cumpărată de școală. Sunt prevăzute în planul de școlarizare. Anul acesta am reușit să achiziționăm cu ajutorul primăriei un simulator auto.
făcând exerciții pe acest simulator, putem să echivalăm 5 ore de conducere dacă ei își fac orele respective pe simulator. Deci se pot scădea din cele 30 de ore de conducere. Și la finalul, să zicem, celor 3 ani de învățământ profesional. Li se eliberează o adeverință că au făcut școala. Dacă fac 18 ani, pot să și dea examenul pentru... Da. Și după ce fac 18 da. Ani, nu mai trebuie să... Trebuie să împlinească 18 ani ca să poată să susțină examenul, că altfel nu ar putea, că nu au dreptul să conducă. Deci ei au orele de conducere făcute și se prezintă la examen. Da. Au un program inclusiv ore de legislație, deci e școala adevărată. Am beneficiat în anul școlar trecut de doi experți germani, unul pe informatică și unul în domeniul auto. După expertiza care a fost făcută în școală, ne-au organizat niște cursuri și la sfârșit ne-au lăsat și softuri educaționale, care le putem folosi la ore. Adică softuri educaționale, adică le dați softurile la băieți, la fete, la... Nu mă refer la... Nu se folosesc în cadrul școlii, în laboratoare. În timpul orelor. Și ei învață acasă, de pe laptop, de pe calculator, cum fac? Da, se pot accesa, dar în principiu la orele de disciplina respectivă, orele tehnice. Dumneavoastră, doamna Gina, sunteți specialistă în informatică. Predau informatică, adică de fapt tehnologia informației. Tehnologia informației. Liceu teoretic, liceu tehnic. Tehnologia comunicării. Da. O predați cumva. Da. Comunicării, informații și a comunicațiilor, asta e titlul. Comunicării. Una e comunicații și alta e comunicării. Da, de asta am și făcut precizarea. Da. Știți că e foarte interesant așa, tinerii aceștia din ziua de astăzi am început să-i cunosc foarte bine, am avut și emisiuni cu tineri și așa mai departe. Sunt așa într-un fel însingurați, așa, sunt cumva rupți de realitățile pe care le percepem noi ăștia de o vârstă. Adică ei trăiesc într-o altă lume. Ei dacă au un calculator, un laptop, o tabletă, nu mai au nicio treabă. Vezi, plimbându-te pe stradă, toți tinerii se uită în stânga, se uită în dreapta, dau telefonul la ureche. Cum vedeți dumneavoastră, din punctul de vedere al dumneavoastră, al comunicațiilor, această... Păi, din punct de vedere al disciplinei pe care o predau, ei acolo învață mult mai multe în afară de a vorbi la telefon. Nici nu există așa ceva. Păi, ei învață să folosească partea de office din cadrul programului. Nu, dar am și un telefon din ăsta așa cu degetul, îi spun eu. Da. Ei sunt autodidați din punctul ăsta de vedere. Cred că e suficient să le dați telefonul și vi-l... Da, nu, problema mea este că eu n-am internet, eu n-am nimic și... Eu știu că telefonul este destinat efectorii convorbirilor telefonice. Dar acum... Este... Telefonul a devenit un loc pentru mult mai multe. E altceva acum. Da. Și atunci, la școală, cumva... Se leagă orele teoretice cu realitățile. La școală nu prea au ce căuta în timpul orelor cu telefonul. Profesorul le permite și decât dacă acest mijloc îl pot folosi în scopul informării pentru obiectul la care se află. Înțeles, dar m-am gândit așa, dar dumneavoastră fiind specialistă în tehnologia comunicațiilor și informațiilor, v-ați gândit să faceți un curs pentru elevi, special pentru... Android sau pentru ce știu ce sistem de operare. Nu uitați că noi avem elevi de liceu, nici cum elevi de facultate, da? De învățământ superior. Da, ăștia de la liceu sunt tari de tot în... Deci avem un proiect pilot pe Erasmus Plus în care s-a făcut o aplicație prin care elevii pot comunica cu maestru și cu profesorul prin intermediul acestei aplicații. Pentru început au fost câteva ședințe. Anul acesta probabil chiar vom intra și vom folosi aplicația. Și atunci comunicarea din elev profesor va fi mult mai... Am înțeles. Utilizare. Da. Trebuie să facem o pauză de publicitate și revenim după aceea, că sunt tare curios să vedem disciplina chimie.
cum se integrează în profilul, să zicem, colegiului dumneavoastră. Publicitate și revenim. Optimed, de 26 de ani avem grijă de sănătatea ochilor tăi. Doar la Optimed Petroșani ai tot ce îți trebuie pentru a vedea viața cu alți ochi. Măsurători optometrice, ochelari de corecție optică sau ochelari de soare, lentile de contact, de corecție ori cosmetice și multe alte produse medicale. Vino să vezi ce ți-am pregătit vara asta. La noi găsești ochelari de soare de la cele mai cunoscute branduri la prețuri competitive. Ne găsiți în Petroșani, în centrul civic, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 67. Pentru programări și consultații ne puteți contacta la numerele de telefon afișate pe ecran. Ratezi momente importante din viață? Diaree acută infecțioasă poate fi cauzată de bacterii. Diareea este principalul simptom în caz de enterite, enterocolite, toxinfecții alimentare. Ia Furazolidon terapia. Omoară bacteriile, înlăturând cauza diareei. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Tu ce faci vara asta? Vino la Rusu Garden să gusti cel mai bun burger Black Angus din oraș. Într-o ambianță cum doar aici găsești, mâncarea excelentă și terasa pe care poți să te bucuri de răcoarea parângului sunt tot ceea ce ai nevoie pentru ca vara ta să fie perfectă. Pentru cei mici am pregătit surprize care mai de care, așa că Rusu Garden e locul ideal pentru întreaga familie. Deci tu ce faci vara asta? Vino pe la noi! Rusu Garden, best burger in town! Ai nevoie de bani? Vrei să economisești și să ai acces rapid la economiile tale? CEA Parângul vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. CEA Parângul oferă posibilitatea de a crea un cont de economii pentru minori. De asemenea, CEA Parângul oferă ajutoare nerambursabile în caz de boală sau deces. Vă așteptăm la sediile din Valea Jiului din Petroșani, sediul central vis-a-vis de HP, în spatele Teatrului Dramatic din Petroșani și în cartierul Aeroport. Vă stăm la dispoziție și în orașul Petrila, dar și în municipiul Vulcan. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 0725 573 432 și 0354 100 202 sau pe pagina de Facebook CEA Parângul, soluția eficientă pentru fiecare. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani, între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Electromax Petroșani angajează absolvenți și studenți ai facultăților cu profil tehnic cunoscător de limba engleză. CV-urile se depun la sediul Electromax din Petroșani, strada Lunca, numărul 36. O adiere. Un bob de rouă, o șoaptă, un fior, orice îi poate fi fatal unui prematur fără incubatorul care îl protejează. Redirecționează 2% din impozitul pe venit pentru dotarea cu incubatoare a maternităților.
Știm că ții la amintirile tale, așa că suntem gata oricând să fim alături de tine și să imortalizăm cele mai fericite evenimente. Dacă te pregătești să începi viața în doi, dacă ți duci copilașul la Sfânta Taina Botezului sau dacă vrei să păstrezi imagini de la alte evenimente memorabile din viața ta, suntem aici pentru tine. O echipă de profesioniști de la Capital TV e gata oricând să transforme clipele tale de fericire în momente memorabile pe care să le revezi cu plăcere peste ani. Dacă ții la amintirile tale, alege Capital TV și cere oferta de preț acum! Din nou în direct, domnilor și domnilor, pentru partea a doua ediției noastre din această seară. Știți cu toții, stimați telespectatori, ce s-a întâmplat în Statele Unite în legătură cu cele trei uragane, Irma și celelalte două, Irma fiind la un moment dat clasificat drept cel mai mare uragan petrecut vreodată în zona respectivă. Milioane de oameni și-au părăsit locuințele, pagube de sute de miliarde de dolari. Și încă lucrurile nu s-au încheiat acolo. Iată, în Italia a avut loc un fenomen pe cât de imprevizibil, pe atât de devastator, acolo unde un oraș a fost pur și simplu măturat de ape și au murit, mi se pare, nu țin minte exact, șase oameni, lucru nemai întâlnit într-o regiune care până acum n-a fost lovită foarte tare de astfel de fenomene extreme. Iată, în ultimii ani și noi ne confruntăm cu asemenea fenomene și schimbările climatice care au loc și la nivelul țării noastre și la nivelul continentului sunt evidente și probabil că într-una din edițiile următoare vom încerca să avem o emisiune pe această temă cu doamna Maria Lazăr, specialist la Universitatea din Petroșani în astfel de fenomene. Dar până atunci, stimate doamne, am înțeles că dumneavoastră la Colegiul Dimitrie Leonida aveți o clasă specială pentru probleme de mediu. Da, trebuie să ne spuneți mai multe despre această disciplină sau această meserie, specializare destul de nouă și destul de importantă în contextul actual. Avem clasă de poziceală pe protecția mediului și pregătim tehnicieni în protecția mediului. Și pentru asta chiar avem parteneriat cu Universitatea din Petroșani și cu ISMEX Petroșani, în sensul acreditării, ne-am și acreditat pe acest domeniu, am și amenajat un laborator de analize de mediu printr-un proiect. Să știți că destul de mult ne descurcăm în dotări cu proiecte, pentru că, vedeți, noastră este o oportunitate pentru noi. Cred că pot să spun programul pe Țara lui Andrei, nu spun finanțatorul. Am obținut o finanțare de 35.000 de lei și practic o sală de clasă am transformat-o în laborator de analize de mediu. Am achiziționat truse de analize pe aer, sol, apă, reactiv necesari pentru a-și desfășura practica elevii de la post-liceală. Și v-am spus, realizăm destul de des vizite la ISMEX Petroșani cu acești elevi, unde chiar au ce să vadă. Da, întâmplător lucrurile au evoluat în așa fel încât știu mai multe despre activitatea ISMEX și vreau să vă întreb așa, totuși, nu credeți că ceea ce se întâmplă la ISMEX este un pic peste nivelul de cunoștințe pe care ar trebui să-l dobândească acești elevi de post-liceală, pentru că ei sunt tehnicieni, iar ISMEX-ul în principal se ocupă de medicul potențial exploziv. Cei de acolo sunt specialiști și știu ce trebuie să le arate la nivel de tehnician. Deci nu depășesc nivelul lor. Această școală post-liceală ne conferă abilitățile necesare la momentul finalizării cursurilor, de a lucra într-o întreprindere care are ca obiect de activitate
un mediu cu potențial exploziv unde sunt echipamente. Laborantul este meseria pentru care se pregătesc. Laborant, și protecția mediului. Acum, vedeți, și analizele nu se mai realizează doar la eprobete, așa cum știam. Este digitalizat totul și trusele pe care le-am achiziționat, la fel, sunt truse moderne. La ISMEX au aparatură de ultimă generație. Eu vă întreb așa, că am avut niște emisiuni de curând în legătură cu, să zicem, un aspect al protecției mediului și anume depozitarea gunoaielor în orașele patriei noastre și aici stăm foarte, foarte prost. Dumneavoastră, la nivelul acela de laborator dotat, puteți face niște analize în eventualitatea în care unul zic, bă, frate, aici nu poluăm nimic, că nu avem nimic de substanțe poluante și nu știu ce. Dumneavoastră puteți face niște analize din zona respectivă astfel încât să puteți să le spuneți autorităților aici este poluat mediul cu asta, cu asta, cu asta. Când ne depășim atribuțiile. Da, și v-am spus, suma de 35.000 de lei nu ne-a permis achiziționarea. Alte proiecte pe care dumneavoastră le derulați, puteți să ne dați exemple de alte proiecte? O serie de proiecte avem pentru școala, am derulat pentru școala gimnazială numărul 2, în programul Spații Verzi, iarăși am obținut o finanțare prin care efectiv am transformat curtea școlii într-o mică livadă, grădină, pot să vă spun. Am plantat 60 de pomi fructiferi, vreo 50 de conifere, plus flori și ce este mai important e faptul că totul s-a întâmplat prin activități de voluntariat ale cadrelor didactice și ale elevilor. Deci, prin proiect doar am achiziționat. Restul totul s-a făcut. Dar, din păcate, trebuie să vă anunț cu cea mai mare tristețe că acel celebru cartier Colonie arată, nu vă supărați, ca și cum am fi nevu mediu la ora actuală. O fi școala numărul 2 o oază de speranță, de lumină. Dar în rest, ar trebui, nu știu, cumva să vă implicați și în a educa pe oamenii aia de acolo. Bă, frate, nu arunca acolo în fața porții tot gunoiul ăla, că până la urmă tot pe tine te deranjează. Păi noi, în primul rând, educație facem acolo și voluntariatul este o foarte bună cale de a educa oamenii. Din păcate, familiile din care provin nu le oferă copiilor un mediu în care ei să... Și în cadrul proiectului ați avut două activități prin care cred că au avut și ore legate de păstrarea mediului și de educație ecologică. Deci în cadrul acestui proiect în care au amenajat, au avut și ceva ore prin care elevii au fost învățați să respecte mediul și să-l păstreze. Și bun, elevii au fost învățați. Dar întrebarea mea este feedback-ul de la elev către dumneavoastră. Este responsabilizarea față de propria muncă. Nu ce cred că vor mai strica atât de mult încântați. Dacă ei au lucrat. Deci chiar au fost încântați și copiii da, care chiar au fost cu probleme s-au implicat și am rămas surprinși de cât de mult le-a plăcut. Pentru că eu mă gândesc așa că deși provin din niște familii, așa cum le-ați denumit dumneavoastră, în momentul în care ei învață la școală despre felul în care să păstrează curățenia, modul în care trebuie abordat această atitudine față de mediu, când se duc acasă la rândul lor, când văd în familiile lor niște practici nu tocmai corecte, poate că iau și ei o discuție cu aparținătorii. Noi asta sperăm. Și eu știu, cred că nu este chiar o etichetă pe care o putem pune pentru toată populația care trăiește în zona respectivă. Există nu, Doamne ferește, adică... Care sunt mulți corresponsabile și... Vreau să vă spun că tot așa sunt foarte multe familii de foarte înalt respirație socială, așa cumva, care, domne, n-au niciun fel de străbatere atunci când tot gunoiul de acasă și toate reamenajările și toate, știu eu, modificările, mobilă veche și așa mai departe, le aruncă în lângă genele de gunoi, acolo unde ar trebui să se strângă doar gunoiul menajer. Și ăștia n-au nicio treabă. Și de la asemenea oameni avem pretenții din cartiere cu pretenții. Și asta da. E realitatea, adică nu putem să ne ascundem. Tocmai de asta nu trebuie să etichetăm. Sunt copii grozavi acolo, la școala 2, să știți, și merită, toate eforturile noastre le merită, pe care le facem ca ei să aibă unde să învețe, să aibă condiții bune,
pentru învățare. Anul trecut școlar am luat dotări în valoare de 20.000 de euro prin Olimpiadele Kaufland, datorită activităților făcute de învățători și de copii. Deci am câștigat acei bani. Copii de la școala 2. Probabil că multora nu le vine să creadă, dar asta este realitatea. De asemenea, tot pe școala 2 suntem implicați într-un proiect Erasmus pe 3 ani, 2016-2019, schimb de experiență între 7 țări. Anglia, Belgia, Italia, Spania. Bun, detaliați. Activități în aer liber. Și au concret, cum să petrec? Elevii de la școala numărul 2 se duc în aceste 7 țări? Aici nu, este vorba de cadrele didactice. Deci au venit cadre didactice, s-au deplasat, dar activitățile au fost făcute și cu cadre didactice și cu copii. Și este un schimb de experiență între școli din diverse țări. Dar schimbul ăla de experiență se petrece în România. În, deci am în fiecare țară din cele 7 țări și anul acesta a fost... Și dumneavoastră, dumneavoastră, profesorii, ați fost... Urmează, da, urmează echipa de proiect. Da, echipa a fost de proiect, într-unele țări am mers, în alte urmează să... Și să în luna mai am fost gazdele a 16 profesori din cele 7 țări participante. Toți au fost la școala 2. Acolo și-au desfășurat activitățile. Și cu ocazia aceasta au participat și la simpozionul internațional pe care noi îl organizăm în fiecare an. Am fost la 8-a ediție, Consilierea și Orientarea Elevilor în context european. Și toți profesorii care au fost musafirii noștri au participat și la simpozionul. Deci chiar am avut invitați de peste hotare. Am înțeles foarte frumos, dar... Eu sunt curios așa, ce învățați dumneavoastră pe elevi în context european? Consilierea elevilor în context european. Asta a fost exprimarea. Ei trebuie să fie apți pentru piața muncii europeană acum. Vedeți, noi spunem că păcat că pleacă, dar este alegerea lor. Într-adevăr, este păcat că pleacă de lângă familiile lor, dar acum omul este liber. Din păcate, da, dar din păcate... România se confruntă cu o realitate cruntă. Suntem țara numărul 2 în lume cu cei mai mulți emigranți. Deci nu vă supărați, adică totuși această statistică mi-e îmi dă de gândit. Eu nu zic că da, domnule, Europa, foarte bine, nicio problemă nu-i. Să învățăm să lucreze și în Spania, și în Italia, și în Anglia, și în Scoția, și oriunde. Dar totuși prea mulți. Unii se acomodează, alții nu. De exemplu, unii pleacă, dar nu fac față și vin înapoi. Deci nu toată lumea rămâne. Merg, văd cum este și după aceea se întorc înapoi. Și vin cu experiența acumulată. Până foarte la urmă... puțin. Aveți cazuri, cunoașteți cazuri din da, acestea? Da, sunt cazuri. Care au lucrat afară și au venit înapoi exact, și da, s-au angajat aici în România, da, în Valea da, Jiului? Avem o cunoștință care a fost la studii, a renunțat... Și acum lucrează în Cluj, la un servis auto. Nu lucrează în Petroșan, la un servis auto. Nu, la Cluj. Alte proiecte, doamna director ajunt, doamna director? De 7 ani suntem în programul mondial Ecoșcoala, că tot vorbeam despre educație ecologică, unde tot la fel, educație ecologică și pentru sănătate, activități organizăm cu copiii, suntem în parteneriat și cu școala sanitară și mereu invităm de acolo elevi ai școlii sanitare Carol Davila să vină să desfășoare anumite de prim ajutor cu elevii, alimentație sănătoasă. Vedeți, recent echipa de Cruce Roșie de aici, din Petroșani, a participat la campionatul național al echipelor de Crucea Roșie și s-a lăsat pe un loc onorabil față de condițiile pe care le au. Cu cei de la Crucea Roșie aveți ceva parteneriat? Elevii ceva... de la școala noastră au participat la concurs, au reprezentat, au câștigat locul întâi la, nivel, la nivelul municipiului Petroșani și apoi la nivelul Valea Jiului și la nivel județean s-au clasificat pe locul al treilea. Deci elevii școlii noastre. Da, dar eu vă întrebam de această societate de Cruce Roșie care funcționează. Avem parteneriat. Da, parteneriat există. Da. Și dânsii la fel vin și desfășoară activități cu copiii noștri. Avem foarte puțin timp din emisiune, dar nu vreau să încheiem această emisiune fără să vă întreb așa. Vedeți, la origini, acest colegiu a fost liceu industrial minier Petroșani, da? Cât din
profilul inițial se mai regăsește în, știu eu, în specializările dumneavoastră și cum primesc elevii aceste specializări, tradiționale cumva? Deci, anul acesta am avut ultima clasă de, din domeniul mineritului, electricieni electromecanic de mină, pe nivel 5 post-liceal și de maestri. Nu mai sunt căutate. Noi avem calificările respective acreditate, deci putem să facem, dacă ar fi nevoie, clase, dar dacă nu mai există cerere, nu o să le mai facem. O să vă întreb altfel. Complexul energetic Hunedoara are personalul îmbătrânit. Foarte mulți oameni ies la pensie, foarte mulți oameni părăsesc sistemul. La minele care încă au rămas în funcție, e nevoie de personal tânăr, calificat. Au făcut tot felul de preselecții, de concursuri de-astea pentru angajări. Cât de repede dai cu lopata peste un gard, nu știu ce cantitate de nisip și așa mai departe. Totuși, complexul energetic Hunedoara nu mai are nevoie de niciun miner, de niciun tehnician miner, de niciun maestru miner, de niciun personal din acesta calificat? Îi angajează. În vară au făcut angajări și absolvenții de-ai noștri știm că s-au angajat. Încă există meserile de bază, există. Există lăcătuș și în continuare există electronist, există mecanic, există electromecanic. Dar vreau să vă întreb așa, miner, adică nu. Eu știu că pe vremea când făceam eu liceul și eram în clasă paralelă cu cei din deal, așa le spuneam, ei aveau exploatări miniere, frate. Adică ieșeau de acolo miner. Nu există, fiindcă nu există cerințe. Dacă noi am avea solicitări, personal calificat pentru a putea să pregătim în acest domeniu, mai avem. Corect. Și mi-ați întrebat pe domnii aceștia, măi, fraților, nu vă interesează? Depinde spre ce se dorește să se meargă. Dacă se dorește continuare sau închidere. Eu știu ce se dorește, așa că de-aia nu vreau să abordăm subiectul, că e un subiect foarte delicat și într-un fel tragic pentru mine. Suntem la final de emisiune și aș vrea pe dumneavoastră în această primă zi de an școlar să vă rog să le spuneți elevilor dumneavoastră, părinților, elevilor dumneavoastră, tuturor celor care ne urmăresc acum, ceva la început de an școlar, pentru că președintele Iohannis a spus ceva, prima doamnă a spus altceva. Eu am văzut pe Facebook o grămadă de urări, să fie un an bun, să fie un an liniștit, să fie un an plin de succese. Succesul. Noi le dorim, în primul rând, multă sănătate, atât profesorilor cât și elevilor, putere de muncă și adaptare la tot ce este nou, că suntem într-un ritm așa alert, toată lumea cred că simte lucrul acesta. Și mult succes în tot ceea ce fac. Și să înțeleagă că atunci când ai o meserie bună și o practici cu interes și cu pricepere, poți să ai satisfacții mult mai mari decât dacă termini o facultate și nu reușești să te integrezi pe ceea ce ai terminat. Bun. Aș vrea să vă întreb încă ceva înainte de a vă ruga pe dumneavoastră să le urați și copiilor și părinților. Sunt curios așa. Câți elevi aveți înscriși de la grădiniță și până la post liceală în anul școlar 2017-2018? 1230 de elevi. Frumos. Felicitări, doamnă. Și eu vreau să le spun, mai ales părinților, dar și copiilor, că să nu uite că acel vechi proverb că meseria e brățară de aur este la fel de actual ca acum 50 de ani și oricând cu o meserie poți să câștigi o pâine frumoasă cu condiția să o faci cu dedicație, cu drag și cu pasiune și eu cred că mulți dintre ei decât să ajungă ingineri slabi, mai bine meseriași buni. Da. Aveți perfectă dreptate și vreau să vă întreb așa, din acești 1000 și cât a spus,
anii terminali. Cât sunt în anii terminali? Deci noi înregistrăm pierderi începând din clasa 11-a și continuând cu clasa 12-a. Ei încep să lucreze și chiar să plece în străinătate. Și abandonează școala? Da. Nu își mai termină nici 12 clase și pleacă și să cât lucreze. La sută dintre cei care deci, ar trebui să termine? Dintr-o clasă de 28 de elevi, ajung să termine 16-17 elevi într-o clasă. Foarte grav. Foarte grav. Și nu avem ce să le facem. Bine, pierderile pe cei 4 ani de zile. Deci nu, bine, bine, dar eu vreau... M-am referit la ultima clasă. Clasa 11-12. Da. Bun, eu vă doresc la rândul meu mult succes în anul școlar, să aveți cât mai puține abandone școlare, să aveți cât mai mult succes la școala numărul 2, pentru că acolo chiar trebuie să fiți foarte, să zicem, motivați ca să faceți ceva și frumos, și durabil, și de calitate. Și ce să vă spun? Ținem legătura. Mulțumim. Vă doresc mult succes încă o dată. Vă mulțumesc că ați fost prezente în seara asta aici. Domnilor și domnilor, atât a fost pentru această seară. Noi ne revedem mâine seară, începând cu ora 20:30, când vine în platourile Capital TV scriitorul Valeriu Butulescu, cel care ne va spune cum a fost în China, la ultima deplasare, atunci când s-a jucat în China o piesă scrisă de dânsul, care se referă la viața celebrului nostru sculptor, Constantin Brâncuș. O seară bună tuturor, vă doresc! Și eu vă mulțumesc! Nu a fost greu?